îl strămim pe Domnul și îl lăudăm, care merită multe, este Dumnezeu Sfânt, este plin de bunătate și cu o dragoste mare. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă ridicați, să deschidem cuvântul la 1 Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la versetul 8. 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1 la versetul 8. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o armă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fiu ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismește. Dragostea nu se laudă. Nu se umplă cu mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, îndrăjește de totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința se va sfârși. Amin. Amin.